Eu am lucrat la 15 ani. După ce am terminat clasa 7-a, că așa era atunci, am învățat cloitorie la un guroi care era la lunca Areșului la gară. Și pe urmă, dintre câți au fost acolo, eu am rămas să lucrez, că nu a lucrat nimeni, nu mi-a plăcut. Eu am lucrat cruitorie până mulți ani, de la 15 ani până la 32. Am lucrat acasă, particular. Pe urmă m-am angajat la fabrică. La fabrică am lucrat 22 jumate. În 2000 m-am pensionat. Asta e de sute de ani, nu e de acum. De sute de ani să practicăm. Cine v-a învățat să lucrați? Bunica. Pe iarna nu mai mult în casă lucră femeile. Torc, țes. De mult așa era. Și mai făceai mâncare. La animale mai merea bărbață. Ei mereau la animale. Numai acum încoace mai merg și femeile. Când erau angajați bărbață. Femeile nu lucrau până nu s-a înființat fabrica. După ce s-a înființat fabrica, am început să meargă și femeile. Cu asta se ocupau, cu războiul, cu torsul. Făceați mâncarea. Între voi concurs, care face mai fain? Care mai frumos, modelii. Care mai e, care modelul mai fain? Ce faceți cu el când nu mai lucrați la el? Ce se întâmplă? Punem la expoziție. În pod. Pod. Punem un pod, că așa au stat 30 de ani în pod. Băi. Eu când n-am mai lucrat, cât am fost angajată, n-am mai lucrat. Am crezut că lucrez, că de-aia le-am pus. Acum, că putrezau acolo, că nu mai țesu nimeni. Astea se fac țești cu surcala ca să pună suveică, să poate să țeasă. Deci în suveica asta. No, o scot pe aici. Să o vadă mai bine. În asta. În interiorul asta. Aici se pune cu ceară de albine, știi? Așa. Cu un lemn, cu un fier aici se pune așa. Și cu ceară de albine se apasă acolo ca să stea ca altfel. Nu stă. Și cu el să pun țevile astea de aici. Mm-hmm. Nu mai amat. Deci nu ați învățat să lucrați la război, nu? Nu știu. Vai, nu mai știu să lucru la război, dar nu. Altceva am făcut, am croșetat, dantelă, dar la război e greu. Deci înveți de mic, eventual, că după ce mergi la școală, eu, de exemplu, am fost plecată la școală din clasa 7-a și n-am mai fost lângă mama, n-am mai fost să fac. Atâta știu să-i ajut și eu să năvădească, deci să-i dau firele alea, cum dădea ea la străbunica. Dar mai mult nu. Astea poate că știi să... Deci s-ar putea învăța. Deci acum, efectiv, nu mai lucrează nimeni la așa ceva.